De ce cred în veridicitatea Noului Testament? Un alt argument este pentru că ucenicii nu și-au negat mărturia sub amenințarea morții. De la primul martir creștin, Ștefan, la Petru, la apostolul Pavel, care a suferit o persecuție cumplită, la lapidare și chiar uh, moarte, apostolii nu s-au clintit în mărturia lor chiar și atunci când au fost amenințați cu moartea. Într-adevăr, istoria consemnează că 11 dintre cei 12 apostoli au murit ca martiri, însă niciunul nu și-a negat mărturia. Ei au pretins că mărturia lor se baza pe martorii oculari. Mulți dintre scriitori au pretins că aveau mărturii de la martori oculari a evenimentelor despre care au vorbit. Acest lucru nu este adevărat în cazul celor mai mulți dintre istoria înregistrată în Antichitate. De exemplu, ceea ce știm despre viața lui Alexandru cel Mare provine de la câțiva biografi care au trăit la câteva sute de ani după evenimente. Un alt motiv pentru care cred în veridicitatea Noului Testament este pentru că scritorii au avut femei care au fost martori la învierea la înviere înaintea bărbaților. Într-o cultură patriarchală în care o mărturie a unei femei conta doar jumătate din cea a unui bărbat, cu toate acestea, femeile sunt enumărate calcătuind ca printre primele două grupuri care au fost martori ale învierei lui Hristos. Este foarte puțin probabil ca cineva care să inventeze o poveste despre înviere să menționeze bărbații ca fiind pe locul al treilea pe lista martorilor oculari. De asemenea, aceștia au provocat cititorii să verifice faptele. Petru, amintind de una dintre cele mai vechi audiențe adversare, că l-au văzut pe Isus făcând minuni, a spus, după cum știți, și voi înși vă. Iar Apostolul Pavel a vorbit despre 500 de oameni care l-au văzut pe Hristos în viață, adăugând dintre care cei mai mulți sunt încă în viață, provocându-și astfel cititorii să verifice singur faptele. De asemenea, ei au renunțat peste noapte la credințele evreiești de mult timp păstrate. Ei au început să mănânce carne de porc, care este interzisă de Vechiul Testament, după ce Petru a primit o revelație de la Dumnezeu, a faptele apostolilor, capitolul 10. Că ceea ce Dumnezeu numea curat, ei nu trebuiau să numească necurat. De aceea cred ceea ce cred.